Am observat că Diana este o actriță foarte bună. Cred că este o actriță mult mai bună decât Ioana, care spune că ea este actriță. Deci toate castingurile ratate de mine au fost când mai trebuia să și dansez ceva. Culmea, eu făcusem când eram mică dansuri în generală, că a fost la Cântarea României. Dar acum zici că sunt țapănă, zici că sunt ca Elaine din Seinfeld, dacă știți cum dansa aia, așa. Așa, deci așa dansez eu. Oricât m-aș chinui și aș încerca să fiu relaxată, sunt praf. Și Florin se gândea că găsești o bară la tine de striptease. La ce, știu eu ce fantezie ești tu, Florinache? Nu era o fantezie, dar arăți gen de persoană care avea o bară de striptease. Cine din seara asta a fost dezamăgitoare? Adică mă așteptam la ceva mult, mult, mult mai spectaculos, având în vedere criticile. Eu când mă fac mare, vreau să mă fac precum Cristian. Nu, glumesc. Aș dori cu timpul să fiu mai muncitor, adică sunt foarte de lăsător și mă lupt cu lenea asta întotdeauna. Așa, am multe planuri, mi-ar plăcea să intru în avocatură, să dezvolt o afacere, să ca afacere un cabinet de avocatură, nu un butic. 99% a fost perfect, a fost o zi perfectă. Uite, de exemplu, aș să sparg eu gheața, pot să spun că, deși m-am avut niște certuri cu Diana, mi se pare un copil foarte deosebit și care cred că ai suferit. 23 de ani mai suntem copii. Și cred că ai suferit destul de mult când erai mai mică și mai ales... Nu este adevărat, măi, femeia Dumnezeu. Astăzi era foarte falsă, încerca să fie cât mai împăcitoare, să-și ceară scuze pentru greșelile trecute, cumva să spele păcatele. Sunt o persoană minunată și cred în lucrul ăsta. Asta e foarte bine că suntem optimiști. Și cred că, de fapt, uite, și tot timpul tu vrei un pic să faci un pic așa de mișto față de... Da, eu sunt o persoană care recunosc că am nevoie de atenție și dacă nu am atenție, fac urât. Da, și asta e bine. Ai simțit că ai atenția noastră? Nu. Uite, de asta e supărată pe noi. De asta se comportă. Ba da, uite, așa. Să știi că eu cred că noi chiar... Eu știu că tu vrei să-ți crezi acum punctajul, dar... Nu trebuie să insiști atât de mult. A vrut să îngroape cumva securea războiului, deoarece știa că va trebui să primească niște note și evident că na, acum și eu, dacă trebuie să fac ceva, mai stau și pup în fund participanții, nu? Mie mi se pare, nu te critic, nu, Doamne ferește, mi se pare că ți-ai început viața cam de vreme. Să faci un copil, mi se pare cam de vreme. Mi se pare insuficient de matur, mai ales ca bărbat, pentru că bărbații se maturizează mult mai greu. Și mi se pare că nu ai gustat așa viața și că nu te-ai distrat cum trebuie și dacă... De unde știi ce am făcut eu până la 20 de ani? Știu, se vede în fața ta. Se cam vede, aici sunt de acord, se cam vede că ești așa, copil. Nu simt nevoia să... convin cu adevărat pe nimeni. Da, da, am iubite, însă nu prea... Nu prea multe. Nu. E un lătur lucrurile care mă încurcă. În momentul în care ceva îmi stă în cale, okay, prefer să dispară din viața mea sau dispare de un sine acel lucru. Mie îmi place să am pe lângă mine așa, porumbei cu care să mă ajut să mă ridic. Eu îi ajut pe ei să se ridice și ei mă ridică pe mine. Pietrele astea de moară care mă trag în jos, prefer să le înlături din viața mea. Adică am preferat întotdeauna. Și acum, dacă relația mea ar deveni toxică și nu ar mai merge, decât să ne încurcăm reciproc, nu numai ea pe mine, dar poate și eu, fiind nemulțumit de ea, aș încurca-o. Poate ar avea nevoie de mine emoțional, nu neapărat să mă duc să îi fac ceva, nu știu, să-i duc mașina în serviciu. Tâmpenii de astea. Să aibă nevoie am de mine. Am înțeles, vrei să dai o chestie extraordinară? Mamă! Nu e nimica, e cu noroc, e de bine, să fie totul bine. Tocmai ai făcut o chestie extraordinară. Faptul că Diana a răsturnat paharul cu vin, sunt sigur că a fost o pură întâmplare, deoarece ea gesticula într-o conversație, nu a apărut ceva trucat. Ea nu știe că a fost o glumiță, cum de altfel nimeni nu știe că a fost o glumiță. O să se vadă când se va difuza emisiunea. De ce ai vărsat paharul cu vin în poală? Pentru că a zis că ai suferit când erai mică. Bună glumă! Uite, spre exemplu, eu pentru o chestie pentru care aș fi foarte mândră este pentru că eu am putut să-mi ajut mama să-și cumpere o casă. Da, e frumos. Înțelegi? Asta e lucru de care eu am putut să fiu. Deci eu când i-am dat banii mamei mele în mână, ea a început să plângă și a fost emoționată și a zis că nu se poate, tu copilul meu îmi dai bani în loc să-ți dau eu bani să-ți iei casă. E posibil să fi cumpărat o casă, pentru că cumperi o casă în mediul rural.
rural așa, e destul de ieftin. Îl găsești case și la 1000 de euro, nu nicio problemă. În afara Bucureștiului, la mare distanță de București, e posibil, e foarte posibil. Da, este eu îmi pun tot timpul familia pe primul loc. Înainte de toate, ei trebuie să fie fericiți, că dacă eu îi văd pe ei fericiți, sunt și eu fericită. Și familia ta însemnând? Și eu am o familie mare, dar pentru mine familia înseamnă trei persoane, mamă, mătușă, bunică, de exemplu, și familia actuală, iubită și copil. Ce înseamnă pentru tine familie? Parcă da, ai două familie în două da, familie. Nu, ei sunt, păi da, în mintea mea este legătura din drept, în care familia este familia primară, în care te naști tu, și pe aia este o a... Mor. A setat Ioana pendulul peripit. Am prins reflex, am. Acum știu ce-i de făcut, capul la cutie jos, când aud ceva că poștește în spate. Eu cred că ai făcut intenționat asta. Nu cred că a fost intenționat. Putea fi într-adevăr Cristian, dar nu am fost eu. Cred că s-a răzbunat de pe ziua de el, nu știu, nu i-a convenit ceva, a comentat, ea și a zis, ai, dau cu florile în cap. Ca să ne impresioneze, i-ai dat cu florile în cap. Nu, adevărat, Doamne ferește, am improvizat ceva acolo pentru că era o tablă neagră, mai și din când în când mai predau copiilor din bloc diferite tu materii. Tu predai aici, da, adică predai? Da, predau mai nu, la copii. Copiilor din bloc, deci nu mai vine aceea. Da, și acum am zis să nu se vadă, așa nu am vrut să știu și am pus niște flori pe care le-am adică, adică ți-e rușine cu tabla asta și... Nu, dar n-am vrut să mă dau sau să... Am înțeles. Hai să fie frumos așa, mă rog. Eu consider că în viața asta lucrurile să nu le faci din obligație, să le faci doar din plăcere, să faci pentru că ai o singură viață și trăiești doar pentru tine și ar trebui să faci lucruri care pe tine te fac fericit. Mă, să știi că uite, în chestia asta chiar mi-am schimbat părerea despre ea. Da. Da. Ești o fată de nota 10 și... Eu v-am zis că sunt extraordinară. Da? Deci pentru că îmi place de ea și am cunoscut-o mai bine. Acum sper să fie și adevărat ce ne-ai zis. E, clar, este adevărat. În seara asta, ori v-a plăcut mâncarea, ori chiar vă interesează binele adversarilor, că păreți să aveți numai intenții bune. Bine, cu mici, mici excepții. Nu aș avea de ce să nu vreau să mă dau rotundă. Da. Că sunt... Deanca, ce zice? Ce zice? Zici tu, Deanca. Uite, vreau să zic chestia... Hai, zi tu. Că de ce am fost cel mai mândru? Ei bine, momentul care m-a impresionat pe mine cel mai mult, cred că până acum, în momentul în care eram în aulă, Aula Magna este sala de festivități a universității și prodecanul facultății a spus, dragi studenți, foști studenți, vă declar absolvenți. Frumos. Și toată lumea a țipat și ne-am bucurat. E bine, a fost un moment în care eu am simțit că am terminat cu o muncă extraordinar de grea, adică studiile foarte mele s-au frumos. Terminat. Am simțit precum un erou care a dobărât o ceată de bălauri. A fost infernal. Mă așteptam să fie mai mai multă atmosferă la ea. Am simțit-o destul de emoționată pe Ioana și nu mă așteptam. M-a dezamăgit așa un pic. Deci nu vreau să fiu în centru atenției, sincer. Prefer. De ce ești gazda? Eu vreau să vă simțiți voi bine, de asta sunt gazdă, nu neapărat să... Ne simțim extraordinar.